Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Eminescu, omagiat la biblioteca din Domnești. Absolvenții de excepție la școala gimnazială Oprah Iurgulescu din Câmpul Lung. A început campionatul național de lupte de la Câmpul Lung, faza finală. Au trecut 129 de ani de la trecerea în neființă a poetului Mihai Eminescu. Biblioteca din Comuna Domnești a găzduit un moment special dedicat marelui poet național al României. Printre invitați s-au aflat și înalt preasfințitul arhiepiscop al Argeșului și Muștelului Calinic și academicianul Gheorghe Păun. Au trecut 129 de ani de la trecerea în neființă a poetului Mihai Eminescu. Cu toate că la Câmpul Lung această zi a rămas neobservată, la biblioteca din Comuna Domnești, personalități remarcante ale culturii argeșene au venit să-l cinstească pe poetul național al României. Evenimentul a debutat cu un program artistic susținut de elevii liceului din localitate, care au pus în scenă opera eminesciană. Cum când lumea mi-a deschis a privi, gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un ciut? O, tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-au pus. Toată floarea cea vestită a întregului a pus. Tot ce stă în umbra crucii, împărat și res adună, să dea piept uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa cu a lui trei coloane puse una peste alta. La Nicopole văzut ai câte tabere s-au strâns ca să-mi steie înainte, ca și zidul neînviz. Când văzuia lor mulțime, câtă frunză, câtă iarbă, ouăurea nepăcată mi-a șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste dânsii să trec falnic fără păs, din pristolul de la Roma să dau calului o vâs. Personalități ale culturii argeșene l-au omagiat pe marele poet prin prezentarea unor materiale inedite despre viața și opera, Luceafărul poeziei românești. Astfel, despre visul românilor de unire în creație eminesciană a vorbit profesorul Daniel Dejanu, iar Constantin Mândruță, Elena Șerbănescu, George Cârstea și Ion Dudu Vlădău au recitat poezii dedicate poetului. În formă maximă, în al preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muștelului a ținut celor prezenți o lecție de veritabilă istorie literară, scoțând în evidență o fațetă mai puțin cunoscută a vieții lui Mihai Eminescu. E de acest mai riscul, care a fost și ministrul curtelor și instituțiunilor publice, și am găsit în arhivă cum s-a ocupat de restaurarea catedralei din Curtea de Argeș. Am văzut apostilele lui puse rezoluțiile pe documente, foarte serios, cultură germană, să știi. Dar aici deja caracter net n-a avut. Și i-a pregătit tot în 1883, cum ar zice românii noștri, ai dracului. Mă uitați de să spun așa. Adică i-au pregătit și volumul de poezii care a apărut în 1883, deci Eminescu era lovit. Om e scos afară, eu știu că l-au distrus fără doar și poate, și atunci, domnule, rămâne poezia, dispare Eminescu. Am găsit în Sfânta Scriptură. Ne rugăm la Dumnezeu, pentru cei care iubesc România, să le dea duh de înviorat. Iar cei care nu iubesc România și încerc să pună la cale tot felul de lucruri, să-i dea Dumnezeu urgent duh de amorție. Sărbătorirea personalității marelui poet român va continua sâmbătă, 16 iunie, cu dezvelirea bustului lui Eminescu la Curtea de Argeș, opera a sculptorului câmpulungean Radu Adrian. Incident violent într-un cartier din municipiul Pitești. Un bărbat certat cu vecinul lui a aplicat o corecție care va avea să lustre la buzunar. În plus, s-a ales și cu dosar penal, petrecându-și noaptea în arestul poliției. Acesta a fost apogeul scandalului dintre doi vecini de 54, respectiv 50 de ani, care locuiesc în cartierul Tudor Vladimirescu din Pitești. Inițial s-au certat la cuțite, iar ulterior, în parcarea din fața blocului, conflictul a reizbucnit. Bărbatul de 54 de ani, beat fiind, a smuls un stâlp din fier dintr-un indicator stradal și și-a amenințat vecinul. Nici acesta nu s-a lăsat și astfel s-a ajuns la violență. Bărbatul înarmat i-a spart luneta mașinii celuilalt și a lovit și caroseria.
La fața locului a ajuns și un polițist aflat în afara orelor de program, care se îndrepta către serviciu și care a intervenit pentru aplanarea conflictului. Apoi, polițistul și-a sesizat colegii de la secția 4 Poliție Pitești. Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore pentru amenințare, lovire, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Un tânăr din județul Argeș a fost prins de poliție în flagrant, în timp ce șantaja două fete de liceu. El le cerea bani pentru a nu face publice fotografii cu una dintre acestea, dezbrăcată. Polițiștii au aflat de la familia fetei, l-au filat și l-au săltat, după ce a luat 500 de lei. Tânărul are 19 ani și este din comuna Rociu, din Argeș. Își făcuse un obicei din a stoarce banii de pe urma tinerelor pe care le amenința că va face publice fotografii cu ele în ipostaze indecente. Trimitea cereri de prietenie adolescentelor abia intrate la liceu, iar apoi le determina să-i trimită poze cu ele dezbrăcate. În acest caz a făcut rost de o fotografie cu o tânără la bustul gol de la fostul ei prieten și a șantajat-o încă din luna ianuarie. În decursul celor 5 luni, fata i-a dat aproximativ 3.500 de lei. A fost șantajată de un adolescent de 20 de ani, care a fost coleg cu ea doar de liceu și au vorbit pe un grup de WhatsApp mai multe persoane. Sunt implicate mult mai multe persoane, mult mai multe adolescente de până în 16 ani. Și nu știu cum... Cum le șantajează? Ce le spune? Că să-l ajute, cum începe de la sume mici, 50 de lei, 100 de lei, 70 de lei, de la sume mici și fetele, uite, îți dau, mai dăm acum 1 milion și peste 3 zile îți dau 2 milioane, îți dau și pe aia, îți dau pe toți înapoi. Și pe soră, așa, așa a început. Fratele fetei este cel care a mers la poliție și a denunțat totul, asta după ce și-a urmărit sora în repetate rânduri. Polițiștii au organizat un flagrant într-un restaurant fast food din Pitești. Imediat după ce tânărul a primit banii, a fost ridicat. Ulterior, polițiștii au trecut la reconstituire. Asupra tânărului au fost găsiți cei 500 de lei pe care i-a pretins, dar și telefonul cu care ținea legătura cu fata. Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Pitești, cu sprijinul lucrătorilor Biroului de Operațiuni Speciale, au realizat o activitate de prindere în flagrant privind un bărbat de 19 ani din comuna Rociu. Bărbatul este bănuit de săvârșirea infracțiunii de șantaj. În prezent, acesta a fost condus la sediul Poliției Municipiului Pitești pentru audiere. Tânărul a fost dus la poliție pentru audieri. El a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și va fi prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Un eveniment inedit a fost prezentat de elevii clasei 1 de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu. Proiectul Regatul Cunoașterii a demonstrat că micii școlari și-au însușit temeinic cunoștințele pe parcursul acestui an. Elevii clasei a 1-a de la școala gimnazială Oprea Iorgulescu au dorit să demonstreze că după un an de școală sunt demni să pătrundă în regatul cunoașterii. Fiecare copil a prezentat în fața părinților un proiect reprezentativ pentru întregul an școlar. M-am gândit să numim școala noastră Castelul Cunoașterii. Da? Să fie așa ca un regat al cunoașterii. Noi venim în regatul cunoașterii. Ce înseamnă? Venim în regatul cunoașterii. Venim să? Ce facem de la școală? Venim să? Ce facem? Să? Venim să învățăm.
învățăm, vreau să mai ziceți odată, venim să învățăm, să acumulăm multe cunoștințe. Și învățând fiecare literă, înseamnă că ai udat ghirbeciul ca floarea să devină cât mai cât mai mare, foarte frumos, bravo! Este foarte frumos proiectul, toate sunt foarte frumoase, proiectele sunt pline de ingeniozitate, pus în cartea asta. Adunări, așa, bravo! Așa, termen necunoscut, bravo, foarte frumos! Aici, într-o altă carticică, ai pus bravo! Câteva cuvinte, așa, și aici lumea poveștilor, nu că noi am învățat și povestea, am și povestit, da? Am pus abecedarul. Așa, literele, ce ai mai pus? Cifrele, așa, să le arătăm și la părinți, da? Și la final, ce-ai scris acolo, cu literele? Așa, arată tu părinților, să vadă cât ai muncit. Felicitări, bravo! Demonstrația a arătat că elevii sunt bine pregătiți și și-au însușit cu temeinicie cunoștințele la fiecare materie. În încheiere, aceștia au interpretat un cântec prin care și-au arătat mulțumirea și recunoștința pentru cea care le este cea de-a doua mamă. Animalele din pădure a fost tema sărbării de sfârșit de an la grupa mijlocie de la grădinița cu program prelungit Sfântul Nicolae. Copiii costumați în lupi, ursuleți, vulpi au pus în scenă un spectacol admirat de părinți și bunici. Sub îndrumarea profesorilor de învățământ preșcolar Ana Odoroagă și Elena Zmarand, copiii grupei mijlocii de la grădinița cu program prelungit Sfântul Nicolae s-au deghizat în animalele pădurii pentru a pune în scenă un spectacol de sfârșit de an școlar. Doamne, ce mai sper! Ce faci tu aici, plecat? Ce vrei, mă, școală? Cred că am adormit de aseară. Aici, în curte, de floare. Și în parcurs de loc, nu cumva tu fui de treabă, chiar și scoală-te de treabă. Bunicii și părinții au fost încântați de prestația micuților. Școala gimnazială Oprea Iurgulescu și-a premiat olimpicii. Într-un cadru festiv, cei mai buni dintre cei buni au primit diplome și recompense financiare din partea Asociației de Părinți. Conducerea școlii gimnaziale Oprea Iurgulescu a premiat într-un cadru festiv olimpicii Darius Jipa și Anastasia Florea, elevi ce au adus faimă instituției prin rezultatele obținute. Totodată au fost premiați toți elevii cu rezultate bune în acest an școlar. Este momentul în care să îi felicităm pe cei care au făcut cinste școlii noastre și am avut numeroase și foarte bune rezultate. Aici aș vrea să îl nominalizez și să încep cu și Padarius Andrei, care a terminat cu media 10, 4, 5, 8. Vreau să spun că Darius este cel care, și prin fiind lângă mine, Darius este cel care a participat an de an la Olimpiada, atât la matematică cât și la fizică, și anul acesta a luat medalia de bronz la Olimpiada Națională de Fizică de la Brașov. Felicitări, Darius, și prin copii ca aceștia, școala noastră are de câștigat. Trei ani de zile am muncit cu Darius. A participat în toți cei trei ani la Olimpiada Națională de Fizică. Am muncit foarte mult împreună. Ne-am și distrat. Și rezultatele au fost pe măsură. Vreau să îmunez diploma de pregătire la Olimpiada Județeană de Fizică pe cea de la Olimpiada Națională, a primit-o deja. Și Asociația de Părinți de la Școala Gimnazială Oprea Iurgulescu îl premiază cu o sumă de bani pentru tot efortul
Cu această ocazie au fost premiați toți elevii clasei a 8-a, care au trecut prin emoțiile evaluării naționale, iar săptămâna viitoare se vor afla rezultatele care vor conta pentru înscrierea la liceele dorite. Finala campionatului național de lupte greco-romane libere și feminin, rezervate juniorilor, a debutat în această dimineață în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muștel. Peste 300 de sportivi din întreaga țară se vor lupta pe saltea pentru medaliile și premiile puse în joc. Ediția din acest an a campionatului național de lupte greco-romane libere și feminin, rezervate juniorilor, faza finală, a debutat la Câmpul Lung în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muștel cu primele întreceri ale zilei. Pe cele trei saltele au intrat în luptă juniorii de la cele mai mici categorii în turul preliminar, urmând ca în partea a doua zilei să aibă loc prima semifinală. Sâmbătă vor avea loc tururile eliminatorii la categoriile de greutate mai mari, urmând ca în partea a doua zilei să se dispute cea de-a doua semifinală, recalificările, iar spre seară va avea loc festivitatea de premiere a sportivilor medaliați din prima finală. Clar TV Muștel va transmite în direct din sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Muștel finalele pe categorii de sâmbătă după amiază, cât și cele de duminică dimineață. Campionatul județean de fotbal Liga a 5-a se apropie de final. Duminică se vor derula jocuri din cadrul penultimei etape în toate cele trei serii, Nord, Sud și Centru. Cu două etape înainte de finalul sezonului în campionatul județean de fotbal Liga a 5-a, situația în clasament în cele trei serii este destul de neclară. Doar în seria Nord se poate spune că Rapid Davidești are cele mai mari șanse de promovare în Liga a 4-a, având 4 puncte avans față de ASL Rești. În seria Sud, Steaua Negraș și Viitorul Lunca Corbului se află la egalitate de puncte, iar echipa care va greși mai puțin în aceste ultime două etape va promova. Situație neclară și în seria Centru, Oarja 2011 conduce în fruntea clasamentului având un avans fragil de doar 2 puncte față de ocupanta locului secund, Voința Budeasa. Tocmai de aceea, ultimele două runde din această ediție de campionat se anunță a fi extrem de disputate, iar lupta pentru promovare se va da până la final de sezon. Programul complet al etapei de duminică din campionatul județean de fotbal, Liga a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru, este următorul. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 5-a Voința Vișina a câștigat seria Vest și implicit a promovat în Liga a 4-a. Roșalbaștrii s-au calificat mai departe și în Cupa României, faza pe județ. Voința Vișina a promovat în Liga a 4-a cu două etape înainte de finalul sezonului competițional. Diferența de 9 puncte față de principala urmăritoare, Spicul Jugureni, nu mai poate fi remontată, astfel că roșalbaștrii vor sărbători performanța duminică, alături de proprii suporteri, după jocul de acasă cu Unirea Cobia. Voința Vișina s-a calificat și în Cupa României după ce a trecut de formația din Gura Șuții, cu scorul de 2-1, grație reușitelor lui Covric și Verdeș, golgeterii formației. Penultima etapă în Liga a 5-a, Seria Vest Dâmbovița, programează următoarele jocuri. ASE Olimpia Picior de Munte, ASE Corbi Mari, ASE Fece Potlogi, ASE Viitorul Burduca, ASE Voința Vișina, ASE Unirea Cobia, ASE Viitorul Odobești Ziduri, ASE Sportul Mogoșani, ASE Viitorul Găiești, ACS Voința Ionești, ASE Viitorul Străoști, ASE Spicul Jugureni, ASE PCM Ungureni, ASE Dinamo Odaia Turcului, ASE Olimpia Morteni, ASE Petrolul Răscăieți.
Veștile în ceea ce privește starea vremii pentru acest weekend nu sunt tocmai bune, dar nu sunt nici foarte neplăcute. Cerul va fi variabil, vor fi ceva înnorări și ploi izolat. În partea de nord a județului Argeș, termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 24 și 29 de grade Celsius. În partea de sud vom avea între 30 și 32 de grade. Și la Pitești cerul va fi variabil, este posibil să plouă, iar termometrele vor înregistra până la 30 de grade Celsius. La Câmpul Lung vor fi înregistrate 24 de grade. Și în Dâmbovița vremea va fi instabilă, cerul variabil, mai mult noros. Cu siguranță va ploua izolat, însă nu trebuie să ne speriem, vor fi ploi scurte de vară. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 22 și 27 de grade Celsius. În partea de sud vom avea temperaturi de până la 32 de grade. În zonele Titu și Găiești vor fi înregistrate până la 30 de grade Celsius, iar la Târgoviște vor fi 29 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra valori ce vor varia între 12 și 14 grade Celsius. Mâine vremea va fi ușor instabilă. Cerul va fi mai mult senin, însă vor fi ceva norări și, desigur, precipitații. Termometrele vor înregistra până la 24 de grade. De asemenea, duminică este posibil să plouă, izolat. Termometrele vor înregistra nu mai mult de 24 de grade. Săptămâna începe, de asemenea, cu ploaie. Este posibil ca luni să apară ceva înnorări izolat, să avem parte de ploi trecătoare. Termometrele vor înregistra până la 24 de grade Celsius. Acestea sunt deocamdată informațiile. Ne revedem luni! Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Mușcelean. Vizionare plăcută și un weekend minunat!